În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Într-o naștere, Fecioria ai păzit. O minune! Într-o adormire, lumea nu ai părăsit. O a doua minune! Mutatul te-ai la viață fiind Maica Vieții. Deci vorbim de două ori de cuvântul viață, lucru care îl întâlnim în capitolul facerii, la pasajul în care Mântuitorul, în care Dumnezeu îi spune lui Adam în rai: în ziua în care vei mânca, cu moarte vei muri. Deci cu moarte vei muri. Iată, de două ori cuvântul moarte. Și acum întâlnim: mutatul te-ai la viață fiind Maica Vieții. Deci avem un plan inferior și unul superior. Jos, omul amenințat de păcatul neascultării, și sus, omul binecuvântat de lucrarea infinită și nemărginită a ascultării. Și spune mai departe, fiind Maica Vieții, și mai departe spune, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Deci nu numai că le izbăvește, dar ne și ferește. Pentru că dă morții un alt sens. Și acela devine un sens spiritual, pentru că noi știm că și moartea este de mai multe feluri. Moartea trupului, încetarea biologică a funcțiilor, acel cadavru care l-a scos la morgă și umble pe el și cauți inimă, ficat, intestine și așa mai departe, sau stă și putrezește în pământ. Sunt pline gropile comune din timpul războaielor, a foametei, a secetei, a bolilor din astea care au venit cu grămada. Este o moarte sufletească care ține de căderea noastră personală. Și aici trebuie să avem grijă întotdeauna că moartea sufletească nu o simți când vine. Deci este o moarte foarte sensibilă de care omul nu-și dă seama și chiar avem uneori și reputația de a asculta, adică bucuria de a asculta omul care spune: dar ce-s chiar așa de păcătos? Da, de unde să știi tu cât ești de păcătos dacă tu nici nu-ți dai seama cum trebuie să arate un om care nu-i păcătos? E firesc. Ați văzut că în diferite domenii noi ne dăm cu părerea. Cei din tribună toți dau gol la fotbal, cei din afara spitalului știu când doctorul a greșit operația, cei din literatură știu când o poezie e bună sau e rea, așa și în domeniul Scripturii. Toți știu care învățătură e bună, deci toți au Dumnezeul lor și slujesc unei idei. Dar apostolul Pavel, care a fost cel mai inteligent, a spus așa: dacă nu lupți după regula jocului, cine nu merge după regulile jocului nu se încununează. Și Tu ești, Doamne, Dumnezeu, Cel ce mântuiești numai pe cei care Te mărturisesc în adevăr. Iată, Fecioara Maria este un asemenea element spiritual al praznicului de astăzi. Deci noi o sărbătorim astăzi pe Maica lui Dumnezeu. De ce am vrut să merg din moarte la viață? Ca să vedeți că în Cartea Facerii, pe la capitolul 3, dacă nu versetul 15, spune așa: iar tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui, tu îi vei înțepa călcâiul, dar ea va zdrobi capul. Deci femeia va zdrobi capul șarpelui. Ce înseamnă aceasta? Proto-evanghelia sau răscumpărarea din păcat a neamului omenesc, cel care s-a făcut prin femeie. Și aici am să mă opresc la două lucruri frumoase și simple. Ce vedem noi pe Tabor? Doi proroci și pe Fiul lui Dumnezeu schimbat la față. Și trei apostoli jos cu fața la pământ, deci nu pricepeau taina și erau apostoli. Dar când au putut pricepe taina? În momentul în care au primit puterea Duhului Sfânt și s-a coborât peste ei în chip de limbi ca de foc și a început biserica să se întărească și să crească cu Duhul. Ce vedem la înviere? 12 apostoli fugiți, o căruță de femei plângând. Ioana, Salomeia, Ioana, femeia lui Uza, Maria lui Cleopa, Maria Magdalena și cealaltă Maria, adică Maica Domnului. Ce au făcut acele femei? Au luat câteva litre de mir și s-au dus la mormânt în ideea că vor găsi pe cineva să prăvale piatra, să mai ungă o dată trupul însângerat al Mântuitorului și suferind, iar pe cale s-au întâlnit cu Dumnezeu, cu Mântuitorul. Aici trebuie să facem o distinție simplă. Să luăm învierea ca act și femeia ca act.
În conceptul Vechiului Testament, femeia nu avea valoare spirituală și importanță, ca drept dovadă nici nu prea era trecută în dipticile numelor și a vremilor de atunci. Găsim câteva seminții pe neam femeiesc, dar ce fel de femei desfrânate? Rahav, Tamar, Iudit și așa mai departe. Boaz. În momentul în care, în schimb, ajungem la taina învierii, vedem două lucruri. Unu, o cruce cu un apostol și cu o maică, adică maica Domnului, care ce vede? Răstihnirea întregului neam omenesc prin neascultarea față de Dumnezeu, prin spusele și cuvintele prorociței Ana, sabie va trece prin sufletul tău. Deci trebuie să fiți ferm convinși că, într-adevăr, inima Maicii Domnului a fost zdrobită de ceea ce vedea, dar tăcea în taină din două motive. Nu înțelegea. Deci înțelesurile acelor cuvinte și minuni care se petreceau în clipele învierii, pentru că Mântuitorul i-a spus, lumea mea nu-i din lumea aceasta, împărăția mea e din altă lume. Și mâncarea mea nu-i din lumea aceasta, e din altă lume. Și voia mea nu-i ca să fac voia celor de aici, ci voia celui care m-a trimis. Și știa Fecioara că așa cum a născut în pântece fără de sămânță, așa cum a născut fără de durere, așa cum a rămas Fecioară în naștere, trebuie să existe o taină și cu această cruce. Nu poate să stea Dumnezeu mort pe cruce. Deci undeva trebuie să existe ceva. De ce trebuia să moară Hristos pe cruce? Trebuia să împlinească în tocmai și la fel tot ce a făcut Adam pe pământ. Ce a făcut Adam pe pământ? L-a luat Dumnezeu, s-a suflecat până la cot, a frământat lutul, a pus vene oase, a suflat asupra lui suflare de viață și ești un om. Dar ca să meargă mai departe lucrurile, Dumnezeu a fost nevoie de un lucru extraordinar și l-a adormit pe Adam cu un somn adânc. Deci vedeți ce spune, nu cu moarte, cu un somn adânc. Și putea spune un somn relativ sau un somn ușor, sau l-a făcut să doarmă, nu. Un somn adânc. Deci a fost primul semn în care primul Adam trăia preînchipuirea dramei morții și învierii lui Hristos, pentru că din coasta lui se scotea o femeie. Cine a văzut-o pe acea femeie afară de Dumnezeu? Nimeni n-a văzut-o. Întâi Dumnezeu a văzut-o și apoi când din nou l-a sculat pe Adam, și nu spune mai departe cum l-a sculat pe Adam, ci spune că în momentul în care Adam a văzut-o pe ea, aici era o taină, a spus, os din oasele mele, carne din carnea mea. Deci am putea vorbi de o anestezie locală. Deci am putea vorbi de o anestezie locală în care cel trezit nu și-a pierdut facultățile raționale ale minții și inteligibile. De ce? Iată os din oasele mele, iată carne din carnea mea, femeie să va chema ea. Sub ce impuls a făcut Adam această mărturisire despre consoarta lui care o avem azi în fața noastră? Mama mea și mama ta și mama tuturor. Pe puterea Duhului Sfânt. Cineva va spune, zice, da, da, Adam era inteligent. Era inteligent, dar uite un lucru care nu ține de Scriptură, ci ține de logica Duhului Sfânt. Spune așa, că până a mâncat din pom, Adam și Eva nu știau că-i bărbați și femeie. Nici nu știau măcar că sunt goi. Deci, un lucru interesant. Cum și-a dat el seama că aia e femeie dacă el n-avea poftă și plăcere? Prin puterea Duhului Sfânt, în care era întărit prin puterea celor 7 daruri ale Duhului Sfânt, care erau depline în el și avea Duhul discernerii. Să-i facem omului pereche, să nu fie singur pe pământ. Dar de ce întâi Dumnezeu a văzut-o pe femeia care a scos-o din coasta lui Adam? Pentru că și la taina învierii, când mormântul de viață făcător era păzit de iudei, primul care a văzut pe Maica Domnului a fost Hristos. Tot pe femeia a văzut-o întâi. El singur, că Adam era în mormânt. În mormânt cu trupul, iad cu sufletul, în rai cu tălharul. Dar prima care l-a văzut pe Dumnezeu după înviere a fost femeia. Și cine a fost? Maica Domnului. Cealaltă Marie, cum spune evangheliștii Marcu și Matei.
Dar în rai cine a văzut prima dată pe Dumnezeu după scoaterea din coastă? Tot femeia, că Adam încă dormea. Și spune Inocențiu de Odessa. Și a fost adormit Adam ca nu cumva în ideea lui de a greși să ceară lui Dumnezeu să-i adauge femeii ceva în plus decât ceea ce Dumnezeu a considerat de cuvință că trebuie. Fiți siguri că dacă ar fi să plămădească astăzi o femeie după conceptul bărbaților, primul lucru care i s-ar cere Dumnezeu nu să fie înțeleaptă și credincioasă și mama copiilor noștri. Ar trebui să fie cu gene false, cu picioare lungi, cu sânii nu știu cum, cu trupul nu știu cum, pentru că noi avem doar numai raționalul și senzația, nu avem și inteligența. Adică ne-am transformat. Și atunci Dumnezeu, știind lucrul acesta, pentru toate veacurile a lăsat acest lucru. Așa cum nu-ți cunoști ziua morții și ziua nașterii, așa nu-ți cunoști soarta. Știe vreunul că cu cine se va însura când e mare? Nu. Ea se naște pe pământ, neștiută de nimeni, și la vremea cuvenită Dumnezeu întorlacă pe unul cu una și se face o familie. Mai întorlacă pe unul pe altul și se face altă familie. Așa a fost și în rai. Dumnezeu a creat pe Eva fără știrea lui Adam și pe Adam fără întrebarea Evei. Așa a fost și învierea, fără știrea Maicii Domnului. Maica Domnului nu știa taina învierii în amănuntul și dedesubtul ei, dar știa că există un act de mântuire, un act de curățire, pentru că era mai cinstită heruvimii și mai mărită, fără de asemnare, de serafimii. Dar nu cunoștea taina, o zdrobea, o frământa, era, în sufletul ei era rupt de durere. Dar nu este simbolizată Maica Domnului, mai punem noi prin icoane, dacă nu uităm la punerea mormânt, pe Maica Domnului cum se tânguiește. Maica Domnului n-a avut o tânguire pe care o avem noi oameni când îi moare cuiva cineva și bocește acolo și sare pe sicriu și cupă mortul și îl ia în brață și răcnește, nu? Maica Domnului a avut o tânguire duhovnicească și zdrobitoare de suflet pentru ea prin faptul că nu înțelegea. Cred că spunea așa, Dumnezeule, cât de mari sunt tainele tale și eu nu le pricep, fă-mă măcar să le înțeleg. De ce? Pentru că după taina învierii, după ce Iisus s-a arătat mironosiților și i-au cuprins picioarele și le-a sărutat și prima sigur a fost Maica Domnului și pe urmă Maria Magdalena, cum este consemnată în Evanghelia învierii, Maica Domnului nu și-a mai permis, folosesc termenul ca să înțelegeți voi, să spună ceva despre Mântuitorul după înviere. Ați găsit undeva în vreun pasaj evanghelic să se spună că Maica Domnului a spus: „Dai, fiul meu, eu am participat, eu am văzut când s-a răsturnat piatra, eu am văzut învierea”. Nu! A tăcut. Această tăcere din partea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a avut două roluri. Una de mamă modestă și smerită, care nu caută în virtutea sau în mărirea fiului său slava ei trecătoare, cum ar fi mama împăratului, mama președintelui, mama ministrului, știi, intervii. Dar își arogă acea putere de a se ruga stăpânului pentru îmblânzirea lui atunci când supușii cer ajutorul. Că mult poate rugăciunea Maicii la îmblânzirea stăpânului. Înălțându-se Hristos la cer și Maica Domnului fiind de față, înălțându-se Hristos la cer și apostolii fiind de față, Maica Domnului a rămas încredințată, cum știm de la înviere, fiule, iată mama ta. Și a venit vremea să se săvârșească. Adică ce înseamnă săvârșirea? Sfârșitul călătoriei vieții pământești. Nu era oricine, era mama lui Dumnezeu. Dumnezeu nu era oricine, era împăratul cerului și a pământului, împăratul luminii, împăratul făpturii. Și atunci a fost nevoit să se pregătească o chemare la cereștile locașuri pe măsura unei împărătese. Care a fost aseară, am început discuția și am oprit-o. A fost trimis un sol din cer și acela era tot un înger. De ce trebuia să vorbească neapărat Maica Domnului cu un înger și nu s-a arătat unui apostol sau un vis ca lui Iosif, oricând, pregătește-te, o Maica mea, că te voi lua la mine, sau unui apostol, spune-i Maicii mele preacurate că o voi chema la cereștri locașuri. Nu era o femeie de rând, nu era oricine, era Maica lui Dumnezeu, cum spune Luca, de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic. Și în clipa următoare, calea cerului s-a deschis și îngerul a venit personal la Maica Domnului, dar nu din orice motiv. Cineva ar spune, da, dar poate a fost o arătare. N-a fost o arătare.
Pentru că Maica Domnului petrecea tot timpul cu mintea îngerește în rugăciuni mai presus de gândirea noastră. Deci era într-un fel de vedere dumnezească, ca să folosim un termen pe priceperea voastră, așa după filocalie. Pe măsură i-a fost și chemarea. Și a venit acel înger, i-a vestit chemarea la cereștile locașuri. Bineînțeles că a primit-o și cu bucurie pentru întâlnirea și revederea cu fiul său. El a spus la plecare, eu mă duc, dar nu vă las orfani. Vă trimit pe Duhul Sfânt care va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Maica Domnului nu mai putea să primească pe Duhul Sfânt, că deja l-avea pe Duhul Sfânt. Deja era plină de daruri, deja era sub umbrirea celui prea înalt. Deci, pentru ea nu era o noutate, dar s-a bucurat în același timp de chemarea fiului său, dar s-a întristat pentru lumea care avea nevoie de rugăciunile ei și de apostoli care o aveau ca o mângâietoare. De ce? Ea a rămas în continuare, cum spune tradiția, și a mers cu apostolii din loc în loc, de aceea găsim noi casa Maicii Domnului pe la Efes, pe unde a dus-o Sfântul Ioan Evanghelistul, mai găsim un izvor al Maicii Domnului nu știu unde, mai găsim o poteca Maicii Domnului nu știu unde, și spune tradiția, cât o fi de reală, nu știu, și eu auzită și citită, că într-adevăr, Maica Domnului la un moment dat a simțit nevoia să călătorească cu corabia spre Cipru ca să se ducă la Lazar, cel înviat de 4 zile, care era episcop în Cipru, după înviere, rânduit. Și pe când mergea pe mare, vaporul s-a lovit de un recif din ăsta, de o bucată de piatră, undeva apa are așa tot felul de stânci și sunt ascunse și ele ca un fel de nenorocire. Alea, bărcile nu se făceau ca acum cu fier forjat din lemn. Și spune că în momentul în care s-a tulburat furtuna și i-a izbit, cei care erau în corabie au spus, Maica Domnului, dar ne pierdem, murim, nu veți muri. Spune că Maica Domnului, binecuvântând deasupra mării, marea s-a liniștit ca în vremea Mântuitorului, iar un pește a venit și a intrat cu viteză în gaură făcută în corabie și a închis locul pe unde intra apa. Și în felul acesta au văzut că Maica Domnului are această putere a facerii de minuni și această putere moștenită de la fiul său, care s-a revărsat întâi cu darurile și apoi s-a odihnit în pântecele ei. Dar mai mult decât atât, în momentul când a ajuns la Sfântul Munte, la grădina Maicii Domnului, asta e o paralelă, dar o oprim, nu o lungim prea mult, de acolo idolul care stătea în vârful muntelui a căzut jos, oamenii au venit la țărm să vadă cine este zeița care vine, au înțeles că este Maica Domnului și așa s-a încreștinat Sfântul Munte și a rămas grădina Maicii Domnului până astăzi. Dar sărbătoarea adormirii, deci cea de care vorbim noi, este legată de vestirea Îngerului. Apostolii care erau plecați fiecare în misiunea lor sunt vestiți și luați pe norii cerului ca pe corăbii și aduși la Ierusalim, trebuiau să fie de față. Toma a întârziat, fiindcă probabil corabia lui n-avea vânt din direcția din care venea. Și când a venit, din nou a vrut să vadă mormântul Maicii Domnului. Asta trec ca o subcintă, așa să aveți idee că citiți în Vețile Sfinților. Deschizând măcar mormântul să o vadă pe Maica Domnului, a constatat că mormântul era gol. Și de ce am vrut ca mormântul să fie gol în timp ce predicăm? Ca să vedeți că Fiul a dat Maicii putere ca trupul ei prea ales și prea curat și prea minunat să nu treacă printr-o moarte stricăcioasă, ceea ce numim noi îmbălsămare și descompunere. Deci era vorba de un trup îndumnezeit care a făcut minuni din prima clipă a adormirii sale. Venind păgânul să răstoarne catafalcul în timp ce apostolul o ducea la Ghețimanii, la mormântul nou să o îngroape, arhanghelul i-a tăiat mâinile. Lui i-a părut rău și a dat seama de întâmplare. Cerându-și iertare, au atins mâinile de sicriu și s-a vindecat, dar au rămas semnele pe unde a fost tăiate și s-au pus la loc. Deci ceea ce înseamnă că Maica Domnului avea puterea vindecătoare și a facerii de minuni, dobândită și rămasă din darurile primite cât a odihnit în ea pe Fiul lui Dumnezeu Suprem, pe Domnul Iisus Hristos. Ce rămâne însă important? Rămâne important că întâlnim 3 stări, cum v-am spus. Moartea, cu moarte vei muri, este cel mai greu lucru, cu moarte vei muri. Aici include ce v-am spus în prima parte. Nu numai moartea sufletească și biologică, chiar și moartea intelectuală. Deci moartea de care au dat dovadă îngerii, moartea rațională și inteligibilă, noi o numim în termeni populare astăzi,
Alzheimer sau demență. Aia este o moarte a rațiunii, a inteligenței, a ceea ce numim noi inteligibilul. Spuneți că nu mai cunoaște nimic, e așa ca o legumă. Nu-i ca o legumă. S-a luat puterea înțelegătoare, s-a luat puterea de pricepere și inteligența s-au șters. Ca drept dovadă să se facă cunoscut lumii că omul poate avea creier, că unii spun în știință. Păi cum să nu gândească omul dacă are creier? Dar și vaca are creier. Și porcul are creier, și câinele are creier, și calul are creier, dar nu vorbește. De ce? Nu este înzestrat cu puterea cuvântătoare. Și dacă v-ați uitat la un om care are demență sau senilitate din asta Alzheimer, deci el nu mai poate nici lega propoziții, vorbește alandala, incoerent sau chiar nu vorbește deloc sau chiar tace și se uită. Deci își pierde și puterea grailică, sunt legate una de cealaltă. Deci animalul când îl tai sau dai cu bâta, el rage, urlă, țipă, zbeară, guviță, latră. Ei, un acest fel de om bolnav nu mai spune nimic. Dar aici nu vorbim numai de biologii cu aceste rațiuni îmbolnăvite care vine pe seama uitării și a morții neuronilor, ci vorbim de o greșeală pe care o fac oamenii atunci când pierd Duhul Sfânt și îl pierd de două ori. Odată îl pierd că nu se roagă, este prima moarte a părții inteligibile, a doua că neagă puterea lui Dumnezeu sau existența lui Dumnezeu, cum spune ei, sunt ateu, dar o spune așa cu o nonșalanță, sunt ateu, dar el abar n-are ce înseamnă cuvântul ateu, că dacă le-i l-a scuturat sau vine un trăsnit la fundul lui, face și cu picioarele cruce. Apoi, strâmbarea învățăturii Scripturii, unde spune așa, cine greșește împotriva Tatălui și Fiului se iartă, dar împotriva Duhului Sfânt nu se iartă niciodată. Și acestea sunt sectele. În asemenea, erezii au căzut îngerii atunci când, cu 7000 de ani înainte de crearea omului, îngerii, ascultând de Lucifer, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut, cum spune Isaia, a treia parte din stelele cerului. Deci au căzut îngeri câtă pulbere, spune Chedrinos, 40 de zile și 40 de nopți ca fulgi de zăpadă când viscolește afară. Vă dați seama câte suflete trebuie să completezi lumea celor căzuți ca să vină sfârșitul? Acești îngeri au pierdut concurența și legătura cu Dumnezeu prin partea inteligibilă, fiindcă erau creați prin cuvânt, lăudau veșnic pe Dumnezeu. Hristos a murit ca să-i stabilească și pe ei în har ce este bun să rămână bun, ce sunt răi să rămână răi, că nu putem face din draci îngeri decât din îngăduința lui Dumnezeu, dar nu e la măsura noastră. Și totodată acești îngeri n-au căzut de undeva, erau la păscut oile și n-au auzit de porunca lui Dumnezeu și au căzut. Din toate cetele și ierarhiile, cum spune mai departe tradiția vămilor văzduhului la Mitrofan și în Calea Sufletelor în veșnicie, formând vămile văzduhului sau generalii iadului. Ei, acești dragi care au umplut interstelarul unde trăim noi astăzi și pământul, vin și să luptă cu noi, în chip văzut și nevăzut. Spune-mi o lifta Sfântului Vasile, fățarnic la vedere, că strântește ușa, spocnește candela, sparge geamul, se răstoarnă oale, îți dă foc la casă de la o lumânare uitată aprinsă și așa mai departe. Sau nefățarnic, ci viclean la nearătare, adică te sperie cu frica, cu spaima, cu boala, cu neputința, cu teama. Unii spun am depresie, nu întotdeauna ai depresie, uneori ai și un drac. Nu că n-ar exista boala depresie, există, dar trebuie să ai un motiv să o ai. Depresia o ai atunci când tu ești bolnav mental. Dar nu cum un om sănătos deodată, tros, plos, care n-a avut nimic, să îmbolnăvește. Să îmbolnăvește fiindcă a pierdut legătura cu Duhul Sfânt și cu Dumnezeu. Dar boala lui devine mentală și o pui întotdeauna pe seama psihiatrului. Dar nu întotdeauna de seama psihiatrului. Pentru că în momentul în care se spovedește, se împărtășește și se roagă, boala se ameliorează și el îți revine. Și chiar am întâlnit cazul și am întrebat, cum te simți? Spune-te, mă simt perfect. Nici eu nu mi-explic ce stare a fost, dar m-a ținut câteva luni de am crezut că nu sunt om. Ei, aceea este părăsirea Duhului Sfânt din om. Și aia înseamnă moartea rațională, inteligibilă. Ei, cu moarte vei muri. Deci Adam n-a murit cu trupul, ci a murit sufletește și spiritual. Ăsta e cuvântul sensului real. Moarte spirituală.
Maica Domnului a pătruns dincolo de această moarte spirituală și a ajuns în două puncte foarte înalte. Fecioară mai înaltă decât cerurile, deci cu o gândire mai sus de heruvim și serafim, și mai curată decât strălucirile soarelui. De ce spune mai curată decât strălucirile soarelui? Dacă noi la soare nu ne putem uita, sau soarele topește, curăță tot, albește, ai văzut, bagi rufa cu dero, o pui la soare și ea se albește. Ei, Maica Domnului este mai curată decât aceste raze ale soarelui, care sunt create de Dumnezeu, că El a făcut acest luminător mare, prin faptul că în mintea ei n-a pătruns pic de întinăciune. Și Scriptura spune, soarele luminează pe locuri murdare și pe locuri curate. Ploaia vine peste drept și peste păcătoși. Dumnezeu face bine și celor buni și celor răi. În Fecioara Maria n-a existat umbră de stricăciune. De aceea a ales-o pe ea Dumnezeu să o facă Maica Vieții. Adică El să stea în ea, El, viața lumii. Și în momentul când a trebuit să o ia, trebuia să o ducă la fel, așa cum și, deci așa cum și ea a făcut un lucru minunat. Ați văzut vreodată în Evanghelia Învierii ce spune? Că Iosif și Nicodim, luând bani, s-au dus la Pilat, au plătit străjile, au vorbit cu Pilat, au răscumpărat trupul lui Iisus. L-au înfășurat în giulgi, l-au coborât jos de pe cruce, l-au înfășurat în giulgi și l-au dus și l-au pus în mormânt. Cine a fost vreodată la Ierusalim știe locul exact în Biserica Învierii. Punerea pe cruce este sus la etaj care se cheamă dealul Golgota, unde este crucea aceea frumoasă, argintată cu Mântuitorul răstignit. De acolo este coborât, înfășurat în giulgi, adus pe brațe, până la Piatra Ungerii, care era ca de aici până în ușa bisericii, unde este pus din nou și îmbălsămat, și apoi luat pe brațe de prea curata maica sa. Și dus unde? La mormântul gol al lui Nicodim, care l-a dăruit Mântuitorului, și unde este acoperit cu piatra și apoi pecetuit și pus străjde și așa mai departe. Deci aceasta este distanța în care Maica Domnului ca mamă s-a jertfit pentru fiul ei și a riscat. Putea să fie lovită de o gardă romană, să fie închisă. Era mama lui Iisus, era mama celui care crease întreg contextul acela istoric de răzvrătire în Ierusalim, în care arhiereii strigau, răstihnește, răstihnește, el să moară, nu neamul nostru. Mai bine un om decât tot neamul. Răstihnește-l! Ei, ea și-a asumat această frică, pentru că era vorba totuși. Hai ca să vă dau o pildă. Una din voi sau unul din noi are un copil și e arestat, vin mascați, sparg ușa, intră în casă, ți-lea, te leagă, toți cu fața la pământ. Ei, tu ca mamă ce zici? Păi, am unde ia-l, du-l, măcar de s-ar termina să nu mai vadă vecinii, să nu vadă neamul, să nu se uite cei din scară, de pe afară, să nu-și dea nimeni seama, măcar, știi, e un fel de automușamalizare. Cei de lângă tine care te cunosc, să feresc, băi, nu vorbi cu aia, a fost mascați, el lua băiatul, l-a arestat, cine știe ce-o făcut ăștia, băi, vezi că sunt oameni necurați. Ei, ea a trecut această rușine, a trecut această ocară, pentru că tot Ierusalimul vorbea de Iisus, ca drept dovadă că Luca, Cleopa la Emaus spunea același lucru. Ei, am avut și noi un învățător, nădăjdeam că el ne va izbăvi pe noi. Om drept, om tare, în cuvânt, nimeni n-a mai făcut ce a făcut el. Dar l-au prins ăștia ai noștri mai mari, l-au răstignit, l-au bătut pe cruce, l-au îngropat. Nu mai știm. Și atunci Hristos le vorbește Scripturile pe cale, de la Moise și proroci, până în clipa învierii, arătându-le că Hristos trebuia să pătimească ca să învieze. Ei, Maica Domnului și-a asumat ca mamă această pătimire grozavă la vremea de atunci și catastrofală, să vezi un om bătut până la epuizare și bătut pe cruce ca să moară de durerea rănilor, de scurgerea sângelui și de inflamarea tuturor, cum se spune la termenii medicale, chimoze, vânătăi. Nu i-a fost rușine, l-a luat în brațe ca pe fiul ei, era mamă. L-a îmbălsămat și l-a pus în mormânt. Ei, Iisus a ținut minte acest lucru și și-a arogat această putere, tată, trebuie să plec de pe scaunul treimii, mai am o coborâre până la pământ, eu am adus firea umană la tronul tău, trebuie să-mi dai voie să cobor, să o iau pe mama mea, care m-a purtat în pântece, să o aduc la tine, să-ți o arăt, e mireasa ta.
Și s-a coborât, uitați-vă, în icoană cu Maica Domnului în chip de prunc, este sufletul Maicii Domnului, care este luat de prunc și dus la cer. Deci o tratează întâi ca pe o împărăteasă, îi trimite mesager, apoi îi deschide calea cerului și vine personal să o ridice, și dacă vă uitați în spate, sobor de îngeri sus pe pictură, deci care cântă, cine este aceasta? Este Maica lui Dumnezeu cel prea înalt. Este cea mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemenea, de serafimii. Este născătoarea de Dumnezeu a sinodului 3, cea care a apărat nestorianismul, cel care a apărat nestorianismul, și binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe slobozitorul sufletelor noastre. De ce v-am povestit lucrul ăsta? Pentru că Hristos s-a simțit dator pentru bucățica pământească de drum pe care Maica Domnului l-a luat de la cruce până la mormânt, s-o ia de la catafalc și până la tronul lui Dumnezeu, pentru că mormântul ce-a fost? A fost casa lui Dumnezeu cea pământească pentru vecii vecilor, viața din mormânt a răsărit. Și și-a asumat această răspundere să stea lângă mormânt să aștepte învierea. Nu s-a ferit, putea să fie bătută, legată, închisă. Acolo a așteptat clipa și ceasul celei de a treia zi. Iisus a văzut lucrul acesta, de aceea i s-a arătat, a bucurat-o, sigur i-a sărutat picioarele și l-a îmbrățișat, cum spune Evanghelia, plus celelalte milonosițe care erau cu ea, dar numai Maria Magdalena era, că ea era cea care la vremea respectivă îl prețuia pe Mântuitorul, că scosese din ea 7 drași, celelalte probabil erau și ele speriate, milonosițele, dar apoi s-au adunat fără jenă și s-au dus să ungă trupul cu miresme. Dis de dimineață. Dar mai este un pasaj în Evanghelie. La miezul nopții s-a făcut strigare. Atunci a fost strigarea cerului, strigarea Tatălui. La cuvântul Lazare, vino afară, Lazar înseamnă liber. Ei, cred că într-un cuvânt dumnezeiesc același lucru a zis și Tatăl. Ești liber, vino pe scaun, hai că avem treabă. Toate umplându-le cel ce ești necuprins. Și pe scaun cu Tatăl, și în mormânt cu trupul, și în iad cu sufletul, și în rai cu tălharul. Asta e omniprezența, așa tot puternicia lui Dumnezeu. În momentul când o pune la tronul Sfintei Treimi, cum v-am spus aseară, care era de față la prohod, apar două lucruri interesante. Avem de-a face cu o împărăteasă neobișnuită. De ce neobișnuită? Dacă Lucifer, să fiți foarte atenți, dacă Lucifer, care a căzut în înșelare, spune în Scriptură, pune voi tronul meu deasupra munților de miază noapte, deasupra celui prea înalt și voi fi asemenea ție. Deci el vrea să fie asemenea cu Dumnezeu. Fecioara Maria a ținut minte lucrul acesta și n-a mai făcut așa. Ajunsă la tronul Sfintei Treimi, nu s-a dat mirele ei Tatăl Ceresc, pentru că Tatăl o a poftit pe ea, spune psalmistul. Și împăratul a poftit frumusețea ta. Uită poporul tău, ascultă, fiică, și vezi și casa părintelui tău, că împăratul a poftit frumusețea ta. Și în clipa aceea ea se așează în genunchi, în fața tronului Sfintei Treimi, nu pentru ea, ci pentru lume, să povestească Tatălui ce a suferit lumea și ce a pătimit până la venirea Fiului și cu câtă vrednicie Fiul a depășit acest pahar, treacă de la mine, Tată, adică taina aceasta a mântuirii nepricepută minții omenești, și nu s-a mai așezat în tron. Putea să se pună ca o împărăteasă, dar nu dăduse războaie, nu semnase pact, edict, nu semnase admistiții, nu se lovise ciocniri de oști, deci ea cucerise cerul cu smerenia. Și de unde știm, lucrul acesta? Că a căutat spre smerenia roabei sale. Iar la Evanghelia de astăzi a spus o frază scurtă care voi nu i-ați dat importanță. Căci Maria partea cea bună și-a ales care nu se va lua de la ea. N-avea cum să ia. Pentru că ea a ales smerenia. Și alegând smerenia, ce ne spune profetul David cu 2000 și ceva de ani înainte de venirea Mântuitorului? Stătuta împărăteasa de-a dreapta Tatălui în haină prea înfrumusețată și în lanțuri de aur împodobite. Am vrut să vă fac această poveste, poate ea pare interesantă sau plictisitoare. Am vrut să înțelegeți că adormirea n-a fost un act care a ținut în clipa aceea, gata, a murit Maica Domnului și s-a terminat. A fost pregătită de Duhul Sfânt din timp prin
curățenia Maicii Domnului, modul în care s-a născut Maica Domnului, din ce părinți s-a născut, cum a trăit, cum și-a desfășurat viața, cum și-a purtat pruncul în pântece, cum l-a primit în pântece. Vedeți, când l-a primit, a venit cineva să-i spună, ai vezi că ai fi tu Maica lui Dumnezeu, de acum te poți da mare, nu? Ea s-a și apărat imediat, n-a permis să nu fie o înșelare ca Evie oricând. A spus clar, iată roaba Domnului să-mi fie mie după cuvântul tău. Și a căutat spre smerenia roabei sale. Deci, vedeți, cu smerenie și-a însușit titlul de împărăteasă. Nu-l vreau eu, spune Ioan Damaschinu, că se ruga în templul lui Solomon, în rugăciunile ei particulare, Maica Domnului, ca să fie ocrotită de diavolul Fecioara care va purta în pântece pe Hristos și măcar să o învrednicească ea să-i slujească acelea dacă va fi cu putință. Deci, vă dați seama câtă smerenie avea Maica Domnului și cum gândea. Ei, de acest lucru a ținut cont Hristos când i-a făcut urcarea la locașurile cerești și a pus-o de-a dreapta Tatălui. Iar adormirea a fost o stare pe care Maica Domnului a primit-o datorită celor mari patru calități. Smerenie nemăsurată, nu avem cuvinte despre smerenie, este haina Dumnezeirii. 2. Feciorie neîntinată, de aceea spunem noi la vecernie, nepătată, neînfricată, neîntinată. De ce? A avut curaj să înfrunte toate primejdiile pentru taina mântuirii, nepătată, fiindcă n-a gândit niciodată rău, n-a avut principii personale, cum spunem noi, băi, eu am un țel, sau cum spunem noi, băi, să știi că eu lupt pentru o carieră. Ea n-a avut carieră, Maica Domnului când s-a născut din Ioachim și Ana, nu s-a născut pentru a-și crea o carieră, o imagine și un nume, cum e astăzi. Cântă o fâță trei cântări, a scos un CD, o boiesc toată, o umplă de botox și de silicon, o pozează, o dă la televizor de trei ori, mai trage trei golani de ea și gata, o artistă, mai avem o artistă. Nici incomparabil. Maica Domnului n-a avut carieră, ea n-a venit pe pământ ca să marcheze veacul. Băi, eu sunt Maica Domnului și am trecut prin umanitate. Niciodată. Maica Domnului a fost vasul ales al Duhului Sfânt, pe care Duhul Sfânt l-a și proslăvit, l-a și ales, l-a și binecuvântat, l-a și curățat, l-a și folosit, l-a și răsplătit. Asta a fost Maica Domnului. Aceasta a fost marea calitate a Maicii Domnului. O smerenie nemăsurată, o feciorie neîntinată, o minte heruvimicească și serafimicească, suită deasupra îngerilor, mai înaltă decât cerurile, și în cele din urmă mai curată ca strălucirile soarelui, adică și acolo la tronul Sfintei Treimi, Fecioara Maria n-a avut, bine, este impropriu spus, n-a avut simțăminte de îngânfare, băi, eu sunt șefa îngerilor, nici vorbă, îngerii se închinau cu smerenie și Maica Domnului se pleca în fața lor și preamărea creația lui Dumnezeu, deci și acolo cântările erau de laudă deopotrivă ale Maicii Domnului pentru zidirea lui Dumnezeu și de o parte ale îngerilor pentru Maica Domnului. Cam așa s-a petrecut această taină minunată pentru care Dumnezeu i-a dat drept răsplată. Ca nepurtarea păcatului strămoșesc, ea s-a legitimat și a spus, nu știu de bărbat, nu știu de nuntă, nu știu de dulceață de nuntă, cum vorbești mie una ca aceasta? Și îngerul n-a știut ce să spună. Îngerul a spus un singur cuvânt, mă spăimântez, a strigat ție, bucură-te, mireasă, pur Fecioară. Atâta i s-a spus la înger. Te cobori jos la fata aia și îi spui așa, că va fi veșnic mireasă și veșnic fecioară. Vă dați seama, o copilă de 13 ani, ia un copilaș cum e el și să vină îngerul să-i spună, ori cade cu fața la pământ, ori moare, ori leșină, ori să face rău. Și a avut curajul să-l înfrunte conform scripturilor Vechiului Testament, să nu mi-aduci vreo înșelare ca Evie oricând. Dar în final, ca să aibă mintea perfect, curățită, că n-a greșit cu nimic în fața cerului, a îngenunchiat înaintea Dumnezeului Savaot și a spus, iată roaba Domnului, să-mi fie mie după cuvântul tău. Vedeți? Asta este esența. Asta trebuie să faci și în viață. Când ți-i rău, asta este, Doamne, voia ta. Când ți-i bine, asta este, Doamne, voia ta. Când reușești un lucru, Doamne, asta este voia ta. Și când nu reușești, la fel. Eu le spun de multe ori, când mai dă un pomen, Părinte, eu reușesc. Da, dacă ai să reușești, a fost voia Dumnezeu și dacă n-ai să reușești, chiar n-a fost voia Lui. Nici nu trebuie un răspuns mai clar. Și zice, Părinte, știți că a reușit. Îi mulțumește Dumnezeu că a fost voia Lui. Asta e. Deci înseamnă că a fost voia Lui. Ei, aceasta a fost voia lui Dumnezeu ca Fiul Său să se nască și să crească, să ne mântuiască.
Așa spune în colindele Crăciunului. Și de ce vă spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că Maica Domnului nu este obiectul discuțiilor teologice de ordin secular sau de ordin polemic dogmatic sau de dogmatică comparată. Când auziți un sectar că vorbește despre Maica Domnului, înfundați-vă urechea, cum spune psalmistul, ca aspida și vasiliscu. Nici n-ascultă. Du-te, bă, nebunul, întreaba ta. Vezi, vorbește în pungă, aleg eu de seară. Deci nu primiți în urechi niciun fel de hulă la adresa Maicii Domnului, fiindcă greșiți ascultând, nu dând replica. N-are voie urechea ta să primească despre cea care a recreat încă o dată firea umană și a restaurat-o și a restabilit-o prin voința și dragostea ei de mama lui Dumnezeu și de mântuitoarea lumii, să vină să vorbească un ticălos plin de parfum, de țigări și de băutură și de slănină și de unturi. Du-te, băi, nebunul, în treaba ta. Vezi că ai luat o raznă. Deci nu stai la discuții, nici nu stai să faci polemică. Când spunea cineva într-o zi, părinte, zice, când o să țineți odată un cuvânt, să vorbiți despre Maica Domnului, să înțeleagă sectarii că n-au dreptate. Dar nu mă interesează, eu îi conving pe ortodoxii pe care i-am în biserică. Ei trebuie să știe cine e împărăteasa cerului și a pământului. De unde să știe dracu cine e Maica Domnului, când acolo spune destul din clar. Bucură-te, izgonitoarea dracilor. Păi ea, când o văd, fug. Mai să stea să asculte și să facă târg cu Maica Domnului. Cine le permite așa ceva? Deci asta să aveți în minte. Maica Domnului este Maica Dumnezeului Celui Viu. Este mântuitoarea neamului nostru și este singura persoană din lume care a primit această calitate a adormirii. Mi-a îndepășit timpul de acum, e gata? Deci calitatea de a adormi, nu de a muri, de a adormi, este calitatea despre care spune Scriptura că toți ne vom schimba într-o clipeală de ochi și toți vom fi la judecată, dar nu toți vom muri. Deci Maica Domnului n-a murit, a adormit. Și ce înseamnă că a adormit? A încetat a deschide ochii spre lume, i-a închis pe cei trupești și s-au deschis cei duhovnicești, s-a trezit în brațele lui Hristos, v-am spus, care s-a simțit dator să o ia de la locul de adormire, cum și el a fost luat de la cruce, și să o ducă la cerește locașul, cum și ea l-a dus la veșnicul mormânt al mântuirii. Și în clipa aceea, Maica Domnului a devenit și binefăcătoarea noastră, și împărăteasa noastră, și vindecătoarea noastră, și mângâietoarea noastră, toți ce vreți, are acolo cântarea, împărăteasa mea prea bună, să vă cânte în timp ce vă împărtășiți. De ce vă spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că sunt cuvinte de netăgăduit, sunt cuvinte de neclătinat și eu mă simt prea păcătos. Spune, nu pot buzele cele de tine, te lăuda pe tine, Născătoare Dumnezeu, care ai împlinit fapte mai presus de fire și de cuvânt. Amin. Care le cheamă Maria să poarte numele cu demnitate și faptele cu virtute și sănătate și mântuire.